Apropiem de finalul acestei prime reprize. Torje accelerează, are spațiu, este în centru, poate să încerce chiar și un șut. Preferă pasa, Rus obține o lovitură liberă. Nu, Torje. Cred că s-a dat fault la intervenția asupra lui Torje până la... 30 de metri de poarta lui Vorskla Poltava. Torje! Stabilește egalitatea în finalul primei reprize cu o torpilă a la Cristiano Ronaldo. Un gol de €1.000.000 pentru Torje. Sunt convins că prețul lui va urca. Un gol senzațional marcat de Gabi Torje. Un gol care readuce entuziasmul pe arena din Ștefan cel Mare și readuce Dinamo în cărțile pentru calificare. Are extraordinară. Încă o dată acest gol fantastic. Un gol care e de Europa League. Da, este. E chiar nu numai de faza grupelor, e chiar de primăvara cupelor europene. Nu știu câte goluri de genul acesta a încasat Dolganski în lunga sa carieră. Se bate Liviu Ganea acolo pentru posesie. Mingea iese în afara terenului de joc.